acești guvernanți nu-și mai permit să bage mâinile în buzunarele românilor și atunci s-au mulțumit să anunțe înghețarea veniturilor, respectiv salariile și pensiile. Deputații puterii au adoptat marți ordonanța de urgență 80 din 2010, care cuprinde și amendamentele Comisiei de Buget, potrivit cărora anul viitor pensiile și salariile vor fi înghețate. Deci, deja este un lucru clar. Corneliu Vornicu a subliniat că pentru prima jumătate a anului viitor, FMI a cerut prudență, încercând să dea liber celei de-a doua jumătăți a anului 2012. Reprezentanții noștri, deci ai USL-ului, au discutat acest lucru la întâlnirea cu delegația FMI din 4 noiembrie și au pus problema revenirii salariilor la nivelul de dinainte de tăieri și a indexării pensiilor. USL-ul deci susține asumare clare prin proiect de buget a acestor măsuri, nu de la mijlocul anului 2012, ci de la 1 ianuarie 2012, deoarece dacă nu se angajează prin buget aceste măsuri, ele nu vor putea fi onorate. Prin amânarea lor în semestrul 2 al anului 2012, de fapt, PD-ul încearcă să păcălească din nou populația. Conform liberalului sucevean, FMI s-a impus și de această dată pentru că în guvernul nostru nu există niciun om integru care să ia atitudine. Guvernul acesta nu a produs altceva decât un minus de 680.000 de locuri de muncă. Din acestea, numai 75.000 sunt bugetare, restul fiind din domeniul privat, datorită luminoasei gândiri economice a lui Traian Băsescu, care nu știe și nu poate concepe nimic, de fapt. Ei sunt într-o aiureală totală. Dimineața vine stăpânul FMI și le dă instrucțiuni. La prânz se duc la guvernatorul BNR ca să le spună ce să facă, iar seara îi mai îmbată de cap și Traian Băsescu cu prețioasele instrucțiuni despre cum să fure și să nu-i prindă.